Călătoriile întotdeauna fac bine, doar că pentru a te simți bine și confortabil într-o aventură trebuie să ai și niște bani puși deoparte pentru a te simți ok în indiferent de circumstanțe. Pentru asta însă e nevoie să fii educat din punct de vedere financiar. Această educație se realizează încă din fragiu de copilărie, pentru că mai mulți specialiști susțin că discuțiile sau explicarea conceptelor financiare pentru un copil, aceste dialoguri sunt la fel de importante ca și cei 7 ani de acasă. Dacă e așa urba, ne va explica în această dimineață experta în educație Zinaida Soroceanu. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața! E într-adevăr complicat să discuți cu cei mici despre bani și despre conceptul banilor, despre importanța acestora? Păi, eu nu știu, cred că se complică fiecare, știi? Tu ții minte, da? Eu simplific toată, așa le tratez mai simplu. Deci, dacă să vorbim despre bani, deci astea sunt niște resurse care noi le schimbăm pe alte resurse, da? De unde vin resursele astea? Că noi trebuie să le lucrăm și ele nu vin din pot. Deci, și în principiu, asta e, dacă să luăm pur și simplu, simplu de explicat, deci asta e suficient ca copilul să realizeze, da, cam schimbul ăsta de măfuri sau cum se întâmplă că părinții au niște resurse financiare. În mare parte, deși ține de educația financiară, în genere, sunt foarte multe idei din astea eronate. Pentru că părinții, ca să învețe să gestioneze banii, pur și simplu le fac bugete sau le dau banii pur și simplu. Așa. Dar educația financiară nu e numai despre asta. Pentru că banii niciodată nu vin din pot și ei trebuie lucrați. Și atunci când ei pe propria piele încep să realizeze, da, că trebuie să depui efort ca să ai resurse financiare, deci atunci ei doar atunci încep să conștientizeze, da, ce e asta și cum asta se mănâncă. Da, de la ce vârstă începem să le explicăm copiilor ce sunt banii și cum trebuie să se poarte cu aceștia? Știi, Daniela, eu și cu copiii mei am făcut chestia asta și am recomandat și la părinți. Deci atunci, chiar când mergem, știi cum, se începe un vreau în magazin. Așa. Știi? Și iată chestia asta ca să putem să evităm, de exemplu, că sunt mai multe beneficii când chestia asta o facem. Deci, de exemplu, mergem în magazin și mie îmi trebuie să anticipez niște crize din astea, da? Că vreau de aia și vreau de ceilalte și bla bla bla. Deci noi putem să limităm bugetul și uite, tu poți să-ți alegi orice de 5 lei, de exemplu. Uh-huh. Da? Și atunci când mergem în magazin, deci ei încep să uite la prețuri, da? Că el știe care buget de 5 lei și el nu poate să ia mai mult de 5 lei, orice, dar de 5 lei. Sau dacă noi avem limite că poți să nu iei ceva care, uh-huh, nu poți să iei ceva care nu se poate. Și atât în momentul în care noi introducem chestia asta, da, că el merge în magazin și el vrea, el e ocupat cu aceea că studiază prețurile, da, și compară ce e bugetul care îl are cu ceea ce urmează el să achiziționeze, da? Okay. Asta e un moment. A doilea moment, foarte mulți copii au bani la pușculiță sau le dau de sărbători, le mai vin așa, mai vine o rudă, mai este un paște și atât banii ăștia de buzunar care iau, deci sunt două tendințe, da, în care părinții umblu la pușculița copilului, mm-hmm, da, și alta în care, de exemplu, ei cheltuie doar pe interesele lor proprii. Deci aici tot ar fi o variantă super faină în care, de exemplu, noi putem să introducem când avem bugetul familiei, în care, de exemplu, mama face bani și ea cheltuie pe toată lumea, deci și copilul tot ar trebui să gândească că bani de pușculiță nu, tot ar trebui ca și cum să te implici. Să te implici, da, dar implicarea asta depinde. Deci eu mă uitam și în ce măsură, de exemplu, noi putem să împrumutăm din pușculița copilului, da, să vedem cum asta are loc. Deci tot e o variantă super faină. Dobânda e cam mare. Depinde. Deci dobânda o stabilim, pentru că noi putem asta să discutăm, dar iarăși e despre aceea că noi avem nevoie de... Deci când noi facem schimbul ăsta, că uite, eu îți dau pe perioadă de timp și uite, asta poate să-ți crească bugetul. Deci asta totul face cumva să realizeze că asta sunt niște resurse care el poate să le mulțească, poate să le aibă pe termen lung sau poate să le cheltuie, doar că ce ține de vârstă, deci banii ăștia din pușculiță, o recomandare de mea, deci ei nu pot să-i cheltuie eficient. Deci atunci el poate să cumpere ce vrea doar în asistența mea ca părinte. Și chestia asta e super faină pentru că în momentul în care el vrea să cumpere, el trebuie mie să-mi argumenteze de ce el are nevoie de asta, el merge cu mine,
punem împreună și noi alegem asta ca să fie calitativ sau... Și atunci, deci nu e așa că hop și am dat și asta este. Deci noi trebuie cumva să introducem iarăși că trebuie să-i calculeze, trebuie să-i păstreze, trebuie să-i mulțească ca să-i aibă pe termen lung. Și atunci întrebările este adiționale care eu mi le dau atunci când eu achiziționez ceva, când urmează să fac o cumpărătură, deci eu realizez lui. O altă variantă ce ține tot de banii de buzunar, o variantă faină, atunci când, de exemplu, eu îi dau bani de buzunar pentru școală sau când merge. Deci în ce măsură el, de exemplu, păstrează, eu pot să-i dublez sumă. Exemplu, un tertip foarte eficient, de altfel. Păi, asta și este, da? Că asta motivează cumva că să nu le cheltui foarte repede, dar cumva să te gândești la ce e că trebuie să-i mulțești. Și de ce lucrul ăsta îl spun? Pentru că eu personal, să spun sincer, nu eram educată financiară așa de bine. Deci a fost o perioadă destul de lungă de timp în care veniturile nu mă satisfăceau, da? Și un elementar curs de educație financiară, inteligență financiară, deci mi-a sărit bugetul foarte bine. Deci, și aici, printre altele, principiul de bază, ce m-a ajutat pe mine, de exemplu, ca eu să creez bugetul, asta calculi și proiectarea veniturilor, știi? Proiectarea veniturilor. Și atât aici, proiectarea veniturilor, ce ar putea să fie, deci ei cumva pot să implice sau pot, de exemplu, au o nevoie de sumă de bani și ce ar putea să facă pentru asta. Și atât aici, în raport cu dorințele care le are copilul, deci sunt chestii care, să zicem, eu îi le asigur pentru că asta este o necesitate sau, să zicem, am eu chef și îi asigur asta, dar nu sunt contra. Și sunt niște chestii care copilul și le dorește, dar eu ca și cum parcă nu prea aș vrea să le cumpăr. Aici e un subiect foarte delicat, o pantă lunecoasă. Trebuie să explicăm copiilor și care e diferența între nevoi și pur și simplu dorințe. Știi cum, nevoi, aici e foarte simplu, deci tu ai nevoie de un pix sau ai nevoie de niște Adidas, dar nu neapărat trebuie să fie un brand oarecare, da? Și atât nevoie despre ce tu ai încălțăminte asta, de cum am moft sau dorință, e despre ce fel de încălțăminte, da? Și, sau, de exemplu, tu poți să ai, să zicem, două perechi de papuci pentru că ai pentru ocazii și poți să ai 100 de perechi de papuci, deci diferența e în asta. Dar ideea care am vrut eu să spun că, de fapt, iată, prin ceea că își pun scopuri și vreau anumite chestii, asta e o stimulare pentru a căuta ce aș putea eu să fac ca să primesc asta. Și stimularea motivației, ca și cum e despre aceea, că eu n-am să spun la tot nu. Dacă, de exemplu, să zicem, e un lucru care el ar putea prinde bine. Deci am făcut asta cu fata mea mai mare, deci ea își dorea laptop, cu toate că era o istorie din asta că eu mi-am schimbat laptopul și eu pe la vechi vreau să-l vând, știi? Okay. Și ea spune că eu îl vreau și cumpără. La un moment dat, păi așa a fost, știi? Și la un moment dat și mama și soțul spune, cum așa tu-ți vinzi laptopul copilului, care-i faza, da? Dar noi am mers la o înțelegere că uite, eu ți-l dau ție mai ieftin, noi punem bani pentru o parte din ei și restul, dacă tu ți-l dorești cu adevărat, deci tu poți să-l achiziționezi. Deci ea era atât de mândră că și l-a cumpărat singură, tu nici nu-ți dai seama. Afară de asta, deci asta responsabilizează, pentru că ea avea grijă de laptopul ăsta, el era tot timpul cu prăfulețul șters de pe el. Da, și a fost muncit. Și iată chestia asta că atunci când tu ai niște plăceri și tu știi că tu poți, nu te atâta că mama a spus nu și atâta e tot, dar eu am zis, până, uite, tu poți, dar trebuie să câștigi asta de sine stăzător. Și atunci când vin dorințele astea, deci el știe că aha, eu vreau asta, el încearcă, mama spune că uite, mă îndoi, da? Nu vreau, dar tu poți dacă tu faci asta pe cont propriu. Și el îți spune și că ok, mama, dăm de lucru. Înțelegi? Bun. Și atunci implicarea, doar că iată aici dau de lucru categoric, vreau să atenționez părinții că să nu achitați pentru atribuțiile care le are copilul în genere, în familie. Asta vreau să discutăm, pentru că e foarte important. Adesea specialiștii în parenting, în educație, spun că nu e bine să mituiești copilul pentru note, nu e bine să-l plătești cumva pentru lectura cărților. Ce înseamnă munca?
pentru un copil. În ce îl implicăm în cazul ăsta? Ce trebuie să facă el ca să-și câștige niște bănuți pentru pușculiță? Uite, lucruri care copilul le face pentru el însuși, da? Adică, să zicem, să autoservește, învață el pentru dânsul, citește pentru dânsul, notele ia pentru dânsul, își strânge în cameră pentru dânsul și atribuțiile familiei el tot le face pentru dânsul. Uh-huh. Da? Deci astea sunt chestii care categoric eu nu consider că ele trebuie achitate. Dar atunci când el preia atribuțiile altcuiva, deci nu s-a lui, atunci let's go. De exemplu, spală încălțămintea, da? Ceea ce el nu face de obicei. Stai, nu, depinde. Dacă asta e atribuție în familie, deci eu pentru asta n-am să-l achit. Dar chestia în cei, de exemplu, să zicem, eu nu reușesc să vin acasă, dar atribuția mea ca mamă, na, dacă asta e discutat în familie, să fac să fac prânzul, de exemplu, da? Și eu nu reușesc. Și eu pot să-i spun copilului, uite, eu nu reușesc, fă tu, te rog, prânzul și eu pentru asta te achit. Și asta e ok. Dar asta deja funcționează pentru o vârstă adolescentină, probabil? Păi da, dar iarăși, de exemplu, să zicem, eu lucrez în oficiu, da, și am nevoie, de exemplu, să-mi capseze niște foi sau să mă ajute la curățenie sau să-mi aranjeze niște mape sau niște detalii, nu contează, mici. Printre altele și cu că ei se descurcă foarte bine la calculator sau iată, de exemplu, fata mea mijlocie periodic când verific textele la greșeli, printre altele, știi? Uh-huh. Și româna stă bine la ea, în sens că astea sunt niște chestii care, să zicem, periodic eu am grijă, sunt mult mai receptivă la dorințele ei atunci când eu văd că ea se implică și în treburile mele și vine și uite cu ce pot să te ajut. Dar iarăși sunt niște chestii care eu tot timpul le măsor că, de exemplu, ajutorul ăsta care vine în direcția mea nu tot timpul este plătit. Adică eu îl plătesc ocazional sau dacă, de exemplu, copilul vine și îmi spune, uite, eu vreau asta, ajută-mă, te rog, că am nevoie de resurse financiare și hai să vedem ce ai putut tu să faci ca tu chestia asta să o primești. Și atunci eu caut ceva care nu ține de atribuțiile lui. Dar cât plătim? Păi depinde, ca pe piață. O limită. Ca pe piață, de exemplu, fetele mele vin și menajează oficiu, da? Și eu le achit pe oră, așa cum îi, poate puțin o leacă mai mult decât aș achita o persoană străină. Bine, și dacă vorbim de cei mai mici? Păi de cei mai mici ți-am spus, adică ține de ce în ce eu îi implic. De exemplu, uite, eu trebuie să aranjez hainele, eu nu reușesc, hai aranjează-le tu. Sau, uite, nu reușesc să șterg praful, dacă asta atribuțiile mele. Deci, iarăși, eu repet, asta nu ține de atribuțiile lui. Deci, asta poate să meargă. Deci, acum, să zicem, am nevoie de puțină liniște ca să mă ocup de asta și, uite, dacă ești receptiv, eu sunt gata să te chid. Dar asta, iarăși, e destul de flexibil, știi? Totodată, deci, ce ține de inteligența asta financiară, deci una că trebuie să numere bine, să calculeze, să ție în ordine, să vadă cum de bine el gestionează banii atunci când îi cheltuie, dacă eu trebuie să-i văd în perspectivă, dacă, de exemplu, la o perioadă de timp el îi păstrează, eu pot să dublez suma sau să adaug așa ceva, atunci când împrumut, eu dau posibilitatea să vadă că el poate să câștige și prin asta bani, pentru că, na, dar iarăși discutăm condițiile și tot timpul caut posibilități cum aș putea eu să-l implic, ca el știe că el poate orice, doar că eu trebuie să-i arăt traseul, da? Că în oricare situație, deci tu poți să găsești resursele astea financiare și nu contează ce tu faci, principalul să faci calitativ, deci aici nu tot e important să nu achităm atunci când el a făcut halea-valea. Da, adică deci și superficialitatea, da, absolut anulează plata. Deci și încă atunci când eu îl angajez și fac că el să câștige bani, deci eu am un raport cu dânsul angajator-angajat. Și asta foarte bine, deci disciplinează, trebuie să fie la timp, trebuie să faci așa cum trebuie, dar nu așa pur și simplu. E foarte important, exact cu asta am vrut să închei și noi, în calitate de părinți, trebuie să păstrăm corectitudinea. Am promis că achităm, trebuie să o facem, pentru că așa dezamăgim copilul. O să încerc cu siguranță metoda asta cu dublarea sumei în cazul în care o păstrează. Nu am făcut-o și promit să vin cu un feedback în cazul nostru. Da. Mulțumim tare frumos pentru informații atât de valoroase, la propriu și la figurat, că tot vorbim despre bani. Vă mai așteptăm cu mare drag. Da, neapărat revin. Mulțumim tare frumos, alături de noi a fost doamna Zinaida Sorocean, expertă în educație.